Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii noastre, Brașovul tău. Astăzi vom sta de vorbă cu cineva care vine aici cu o altă poveste de viață. O interesantă poveste de viață, pentru că, deși a terminat medicină dentară, deși a studiat nu mai mult decât și nici mai puțin decât 9 ani, a ales să schimbe puțin macazul și a trecut de la medicina dentară la managementul turismului. Iar ca să înțeleagă ce înseamnă turismul în adevăratului sens, a călătorit și a plecat, a pribegit, dacă aș putea spune, dincolo de orașul natal, de orașul Zărnești, a plecat în Statele Unite și nu numai, a traversat și a poposit în aproximativ 40 de țări de pe 3 continente și a învățat ce înseamnă turismul acolo, acasă la el, în fiecare zonă pe care a învățat-o pe de rost, să zicem, sau a început să o iubească, sau de la care a învățat foarte mult. Iar cu aceste învățăminte a venit înapoi. O să ne spună de ce a ales să vină înapoi, de ce n-a ales să rămână acolo, pentru că își dorește ca acest oraș natal pe care îl iubește foarte mult, Zărneștiul, să se dezvolte, să înflorească, să se repare toate lucrurile care sunt de reparat și credeți-mă că sunt multe și să ajungem și noi, România și zonele Brașovului nostru care sunt încă nevalorificate așa cum ar trebui, la cotele acelea importante, poate nu maxime, dar benefice atât pentru noi locuitorii de aici, cât și pentru turiștii care vor veni să ne calce pragul. Și mai multe despre această poveste de viață o să aflăm de la domnul Radu Strâmbeanu. Bine ați venit la noi la emisiune, domnul Radu. Salut mâinile, bună ziua! Vorbeam despre această schimbare de macaz. Ați trecut de la medicină dentară, ați trecut la managementul turismului. Așa este. De ce management în turism? De ce turism? De ce de la dantură trecem la peisaje, la munți, la păduri, la țări, la orașe? Acum, răspunsul meu o să fie un pic cam dur, dar cred că toată lumea va înțelege. În medicină, pacientul ar trebui să fie pe primul loc. Poate eu greșesc și nu este așa. Așa eu este. Am simțit că nu prea se întâmplă treaba asta și m-am reprofilat. Am identificat și pasiunea de a călători și experiența mi-a spus că dacă faci ceea ce îți place, nu o să muncești niciodată. Și iată, ați plecat departe, ați plecat foarte departe de România. Primul popas a fost chiar în Statele Unite? Sau ați mai tatonat terenul? Între timp am mai tatonat, așa este, terenul. Și ați mai luat alte țări la rând? Da, da. Ați lucrat și ați învățat în același timp despre turism. Exact. Acolo, în fiecare țară, și ați ales ca după ce ați acumulat această valiză plină de cunoștințe, de amintiri, de lucruri interesante și practice pe care le-ați putea folosi aici, să veniți cu ele acasă. Așa este. Și ați venit acasă. Și am venit. De când ați venit acasă? De anul trecut. De anul trecut, deci aproximativ un an. Sunteți un om foarte tânăr, la 32 de ani numai, aveți deja o experiență atât de vastă referitoare de viață, nu neapărat în domeniul turismului, pentru că străbătând atâta lumea în lung și în lat, ați învățat o groază de lucruri și vreți să le aplicați aici. De ce în Zărnești? Așa aș vrea. Așa, asta este dorința dumneavoastră. Da. De ce în Zărnești? Pentru că e orașul unde v-ați născut. Exact. Că ne întoarcem la vatră, așa cum se spune întotdeauna, sau unii dintre noi. De ce credeți că în Zărnești trebuie să se schimbe anumite lucruri? Și acum noi trebuie să vorbim foarte serios că nu doar în Zărnești. Pentru că puteți face comparație cu ce ați văzut în cele 40 de țări. Pentru că sunteți un idealist, un visător și un om foarte sensibil care chiar iubește orașul și vrea să-l schimbe. Având în vedere că am toată familia plecată, mătuși, unchi, verișori, nepoțică, soră, părinți. Nu în Statele Unite. Nu, în Germania, tot acasă este acasă. Și dacă m-aș fi dus, tot către Zărnești m-aș fi întors.
Și am făcut acest pas. Acum sunt în momentul în care nu știu dacă a fost tocmai decizia bună. Nu sunt sigur dacă decizia corectă. Exact. Oricum este ceva să te gândești așa, mai toată familia mea e plecată, nu m-am dus și eu acolo. Din câte am înțeles, cei mai mulți prieteni sunt în Statele Unite, nu neapărat aici. Deci așa, o parte, o bucată importantă din viața noastră este acolo. Așa este. Și cu toate astea... Eu sunt la Zărnești. Cu toate astea sunteți la Zărnești și acest om se întreabă dacă a luat decizia corectă să rămână aici, la Zărnești, unde, cu siguranță, vă imaginați că n-o să fie ușor să schimbați lucrurile și, în primul rând, mentalitățile oamenilor, că acolo e cel mai greu. Vă dați seama că nici mie nu mi este ușor. Da, sunteți un temerar, adică totuși... Eu sunt aici să pun prima cărămidă, poate reușesc și pe a doua, dar trebuie să se implice toată lumea. De mine mi-ați spus un lucru care chiar vă ridică așa în ochii tuturor, că sunteți conștient că nu porniți de la zero, că porniți de la minus. Exact. Dar lumea trebuie să fie conștientă că noi, dacă alegem pasul acesta, noi nici măcar de la zero nu plecăm. Noi plecăm de la minus. Dacă aș ști că toată treaba asta trebuie să o duc singur, vă spun sincer, nici măcar n-aș încerca, că este aproape imposibil pentru mine. Dar am speranța că poate, mă vede, nu știu, cineva zice, hai mă, să pun și eu a treia cărămidă și mai vine cineva și o punem papar. Așa putem să... Și, da, și cred că după primele momente de glorie, de victorie, să zicem, că și un firicel de nisip pus la baza unei clădiri contează. Absolut. Poate nu o să mai aveți dilema dacă am făcut bine sau am făcut rău. Asta nu avem de unde să știm. Ideea este că sunteți hotărâți să schimbați lucrurile, să dărâmați munții. Munții aia frumoși de la Zărnești, care ziceați noastră că reprezintă un atu, un peisaj fantastic. Ce, de fapt... Ce nu se întâmplă sau ce ar trebui să se întâmple acolo ca să fie totul mult mai bine? Păi să vă dau un exemplu. Eu am fost în orășele, n-aș vrea să sune urât, dar noi avem un oraș mult mai frumos ca și acele. În ceea ce privește relieful și ce ne-a dat Dumnezeu. Geografic. Da. Exact, geografic. Care au undeva la 1,8 milioane de turiști anual. Acolo a fost contribuția omului. Da. Munca omului, exact. Da. Noi la Zărnești trebuie să înțelegem în felul următor. Din centrul orașului până în vârf de munte putem să mergem pe jos. Din centrul orașului putem să mergem pe jos într-o rezervă. Noi nu suntem stațiune turistică. Avem oportunitatea și ne străbate un râu tot orașul, dintr-un capăt în altul. Am putea, într-o țară civilizată, să mergem pe malul râului, să fie amenajate. Să ne oprim pe o bancă, să stăm... Exact. La noi, din păcate, râul acesta este folosit ca și groapă de gunoi. Sună urât, dar da, asta este realitatea, da. Sunt foarte multe lucruri. Am avut oportunitatea la Zărnești, cred eu, poate mă înșel, sunt om, și să reabilităm termic prin anvelopare blocurile, care eu n-am văzut în 30 de ani. Degeaba sunt 10 blocuri de acum 30 de ani și se face unul nou acum, că-l văd. Într-o țară civilizată, într-o țară civilizată, de pe un an pe altul, alea 10 sunt 9 noi și 2 vechi și anul următor cu siguranță vor fi 20 noi. Progresul este foarte lent. Este foarte lent. De ce oare, domnul Radu? Pentru că, așa cum ați spus, este vorba despre oameni, despre echipă, echipe. Dumneavoastră, n-ați lucrat în administrația locală. Nu, nu am lucrat. Nu aveți, dar vă doriți, aveți, trebuie să le spun telespectatorilor că aveți deja 3 mastere și sunt mastere, spuneți-mi-le dumneavoastră, master în... Administrarea afacerilor în comerț și turism este primul, management și finanțare în administrația locală al doilea și ultimul, strategii și politici în management. Păi, deci... Aveți niște cunoștințe în urma la atâta școală. Așa cred. Păi nu, cu siguranță așa este. Deși domnul Radu vrea să candideze ca independent, nu este afiliat niciunui partid politic. Chiar dacă are convingeri liberale, așa cum se știe. Nu despre asta este vorba. Își dorește ca, știți cum e, ca și cum singur la un moment dat ești într-o pădure și zici, măi, trebuie să ies, să ies din hățișuri. Și
de multe ori vin alții care să ajute și atunci chiar puteți ieși. Nu asta trebuie să faceți o echipă. Aveți deja niște idei de echipă? Când am luat decizia și am anunțat că doresc să mă implic în administrație, a fost o decizie liberă. Nu mă așteptam la absolut nicio reacție. Am vrut doar să transmit... Da. Am primit mult mai multe reacții decât... Decât v-ați așteptat. Absolut. Și înseamnă că începe să se strângă lumea în jurul dumneavoastră. Un lucru bun. Teoretic. Bine, toate au un început și nu puteți am să vă așteptați. Am cunoscut oameni care mi-au spus, vreau să mă implic, cu ce pot să te ajut? Păi pe mine nu poți să mă ajuți pe mine, hai să ne ajutăm pe noi. Am luat în calcul să înființăm și lucrăm la treaba asta, Uniunea Zărneștenilor. Au bun. În care sper să... Toți care își doresc, își vor găsi să schimbe ceva, își vor găsi un loc acolo. Exact. Din experiență știu că există oameni competenți și oameni, dar care fug de domeniul acesta și pe bună dreptate. Că în ziua de astăzi, când spui politic, na, clar, e sinonim între ghilimele cu hoț, cu corupt, cu... Da, nici mie nu mi-este ușor. Da, știți de ce? Că Pe bună dreptate. Noastră, în tot parcursul acesta de stat în străinătate și de stat înainte și acum de când v-ați întors de un an, n-ați avut tangențe cu politica. Nu, absolut deci, niciuna. Dar trebuie să recunoaștem că prin politică putem să schimbăm oarecum lucrurile. Însă vă luați o grea misiune, fiindcă știm foarte bine ce ați spus, cum se gândește. Oamenii au fost prea des înșelați, au fost prea des dezamăgiți, încât îți trebuie ceva foarte strong, foarte puternic ca să le dărâmi această convingere. Și eu sunt și în aceeași tabără. Da, bineînțeles că și dumneavoastră sunteți dezamăgit, că dacă dumneavoastră ați fi fost dezamăgit... Nu eram aici astăzi. Nu erați aici astăzi și nici nu v-ați fi pus acel semn de întrebare, măi, e bine să mai rămân aici sau, nu știu, am venit că vreau să fac ceva bun, dar oare reușesc? Sau poate e mai bine să mă duc acolo în Statele Unite, unde am toți prietenii, sau în Germania, unde am toată familia. Deci sunteți chiar un om foarte curajos. Să vă depărtați, nu să mă depărtați de familie, dar să faceți cumva de unul singur ceva foarte greu. Asta înseamnă că aveți extraordinar de multă ambiție și inițiativă și cred eu că vă bazați pe ceva. Vă bazați pe propria convingere, că dacă n-ar fi, nu ne-am bazat pe asta. Și lăsați-mă să spun să dau din casă, așa, din viața personală a dumneavoastră, faptul că mine m-a impresionat asta. Faptul că iubiți foarte mult tradițiile, valorile, pentru că domnul Radu are la Șirnea o casă, o casă veche de peste 100 de ani, pe care... Și-a dorit, știți că mulți nu mai pun preț pe aceste monumente de artă, le-aș spune eu, obiecte de patrimoniu, nu știu. Și v-ați gândit totuși să o întineriți. Să încerc să o salvez. Să încercați să o salvați. Acum că puteți sau nu se știe, dar iată și Șirnea este o altă, vorbim de Zărnești, și Șirnea este o altă zonă turistică și mirifică a României, care trebuie pusă în valoare. Din punctul meu de vedere, la Șirnea pot să vorbesc ca și la Zărnești de cetățean. Administrația locală de acolo este cu mult peste așteptările care le-aș fi avut. La Șirnea? La Șirnea, da. Nu pot să reproșez. Noi nu avem la Zărnești, vă spun sincer, noi nu avem la Zărnești ce există la Șirnea. Am înțeles. Păi, domnul Radu, vin alegerile și... ca independent, nu o să vă fie nici ușor, nici greu, o să mai cu seamă că încercați să rupeți un pic din viața dumneavoastră și să intrați într-o altă sferă, cea a politicului, dar vestea e bună, că am înțeles că începeți să aveți echipă, step by step, că nu se poate totul deodată, și care ar fi primul? Poate că nu e prematur acum să discutăm. Primul obiectiv, primul gând, primul lucru la care v-ați fi gândit să-l faceți. Păi, avem multe priorități ar trebui să așa, fie. Așa, prioritate, cea mai bună expresie, cuvânt. Mi se pare că în anul 2023, într-un oraș european,
ca omul să nu beneficieze de cele 5 nevoi fundamentale într-un oraș, apă, curent, canalizare, gaz și asfalt, mie mi se pare rușinos. Este jenant. Eu, dacă aș fi avut experiență în administrația publică, mie mi-ar fi fost rușine să fiu astăzi aici. Asta ar putea fi prima prioritate. Să reprezint comunitatea. Exact. În sensul acesta, nu, da. Eu consider că e inadmisibil să existe străzi și case care nu au... Despre ce vorbim? În țările civilizate se bat care să ajungă prima pe Marte. Există competiția asta. Fac. Și noi nu avem... Eu personal am, dar cunosc situația, am cunoștințe care în anul 2023 nu beneficiază de cele 5 nevoi. Nu sunt multe, dar ele există. Asta nu înseamnă ele există că... și sunt vitale, adică sunt importante, poate nu vitale neapărat, dar importante. Nu se poate în secolul în care trăim să vezi așa ceva. Asta ar putea fi prima prioritate. Prima prioritate, bun. Ar putea, ar fi mai multe. Deci reabilitarea străzilor, asfaltarea străzilor cu gropi și cu pietre și cu pietri sau cu ciorfi, fațadele, mi se pare, reprezintă oglinda unei localități. Nu poți să te duci undeva și să vezi totul părăginit și este deprimant. Absolut. Cel puțin pentru mine. Este deprimant. Și vedeți că foarte mulți oameni aleg să plece, să facă concediile în altă parte, deși țara noastră, așa cum spuneați, adică m-ați impresionat când ați spus că nu că nu v-au impresionat cele 40 de țări de pe 3 continente plus Statele Unite, dar veniți aici și spuneți, deși ați văzut atâtea frumuseți, fiindcă am mai călătorit și eu, măi, dar ce frumoasă e țara asta totuși. Este foarte frumoasă. Și este foarte frumoasă. Dar de ce oare este? E păcat că nu e valorificată. Contribuția omului. Da, aici este diferența. Da, aici așa este. Omul este cel nu care... numai al politicienilor, și noi în sine. Noi trebuie să facem primul pas. Educația, domnul Radu, educația exact. Fiecărui cetățean, dar știți că și educația fiecărui cetățean se șlefuiește cu amenzile aferente dacă nu faci ce trebuie. Păi nu poți să arunci gunoaie într-un râu de munte care are în jurul lui o frumusețe de peisaj. Avem la Zărnești Garofița Pietrei Craiului. Da. Nu sunt așa de mult interesat de botanică, dar știu lucrul acesta. Orice specialist în branding, în marketing, zici, mă, hai, ajută-mă să promovez orașul ăsta. O să zic că dă-mi o poveste, că da, pot da, așa. Corect. Păi uite, avem Garofița Pietrei Craiului. Păi și ce-i cu ea? Păi nu, e numai unică în lume. Suficient, credeți-mă. Suficient. Unic. Dar alții fac din fleacuri o atracție și o înfloresc astfel încât să adune sute mii de oameni doritori să... Știți, fiecare om vine pentru o fotografie, pentru o amintire, pentru... Noi putem să oferim aceste experiențe la Zărnești, nu în 4 ani, sub nicio formă. Poate am fi reușit în 4 ani dacă de acum 10 ani începea. Ar fi fost luate deciziile, din punctul meu de vedere, corecte. Suntem în urmă. Și noi, ca și zărneșteni, doar dacă ne implicăm toți și încercăm să facem un oraș mai... Doar așa vom reuși. Nu putem... Da. Vedeți, viitorul... Avem 2 opțiuni. Ori ne facem noi viitorul, ori îi lăsăm pe aceiași să ne-l facă exact așa cum au făcut-o și până acum. Eu am ales varianta 1. Da, planul A, cum s-ar da. Spune. Da, e referitor și la ce discutăm înainte de emisiune, de oameni care își doresc un copil și te gândesc, măi, îl fac pe copilul ăsta în acest prezent al unei localități, în prezentul unei țări unde există oportunități, dar și dezavantaje, îi ofer viitorul în altă parte, ne mirăm că pleacă oameni de aici și că nu ne ținem cu dinții de oamenii valoroși. Vorbeam tot așa înainte de un alegere a turistului român, a unui city break în altă țară, care a ajuns să coste de multe ori mai puțin decât un sejur în România, da. Ținând cont de condițiile care diferă incredibil de mult. Și e păcat. E păcat și poți să spui într-adevăr că de ce nu se întâmplă, cum a spus dumneavoastră foarte bine, în 4 ani nu se vor rezolva toate. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Dar cei 4 ani sunt începutul sau primul pas pentru următorii 4.
Și dacă nu încep niciodată, nu termin niciodată. Așa este. Deci sunteți un temerar și sunteți un om care vrea să mute munții, nu cei din Zărnești, să mute munții la figurat. Credeți că veți reuși? Am îndoielile mele. Ca întotdeauna când începi un proiect de anvergură, nici nu poți să spui da, dar... Aveți deja o platformă, un plan de obiective pe care le veți duce la înfăptuit până la capăt, sunt sigură, iar oamenii care ne privesc, eu cred că ar trebui să aibă încredere în dumneavoastră, pentru că sunteți tânăr, pentru că veniți totuși cu experiență din lumea asta mare și pentru că argumentul 1, numărul 1 este faptul că v-ați întors acasă și că vreți aici, acasă, să faceți ceea ce trebuie pentru, nu, vedeți, nu neapărat pentru noastră personal, ci pentru comunitatea pe care o veți reprezenta, dacă și veți ajunge acolo unde vă doriți. Și pentru ce urmează să vină. Și pentru ce urmează să vină. Ne dorim copii, după cum am discutat, este... Da. Singurul lucru care mie îmi lipsește ca să pot să spun că sunt un om fericit. S-au împlinit, da. S-au împlinit, da. Ați stat și pe gânduri și stați încă referitor la acest copil, dacă exact. Se oferiți viitorul de aici sau viitorul din altă parte. De aici a plecat și toată chestia asta. Când deci... a apărut problema, măi, e bine să ne facem copil aici sau ar trebui să plecăm, a fost o problemă. Păi atât m-am întors, am venit și acum să abandonez doar... Nu prea îmi găsesc cuvintele în privința asta. Nu fac treaba asta din plăcere. Puteam și eu să fiu acum în altă parte și... Da, da, așa este. Și nu cred că veți abandona visul de a urca într-un avion și să ajunge și în Statele Unite și în Germania, normal, acolo că e familia, sau în alte, într-una din țările, am înțeles că Italia e țara preferată și pe care o iubiți foarte mult, pentru că e firesc să te atașezi de unul dintre locurile pe care le-ai tot vizitat. Da, copilul dumneavoastră ar putea să fie... Exact. Să trăiască în Italia, în Germania, în Statele Unite, într-o altă țară, în Anglia, oriunde, da? Eu îmi doresc aici. Și totuși, după toată experiența celor 6 ani de dincolo, unde ați și muncit, adică n-ați fost doar așa la rude să stați, ați fost și ați trăit pulsul țărilor respective, cu toate astea v-ați dorit să veniți aici. Pentru mine acesta este argumentul pro, acesta este argumentul cel mai important. Un tânăr care a văzut lumea vrea să se întoarcă acasă, de fapt s-a și întors, ca să schimbe lucrurile aici. Eu sunt convinsă că veți avea sorți de izbândă și eu cred că nu o să vă dezamăgească echipa sau și dacă e să fie, merge mai departe. Merge mai departe, că așa e viața. Iar copilul dumneavoastră, eu îmi doresc să se nască și să trăiască acolo unde are cel mai frumos viitor. N-am spus nici aici, nici în altă parte. Cred că dumneavoastră știți cel mai bine și Doamne ajută, eu ce să zic, să vă doresc succes. Mulțumesc. Și dacă aveți pentru telespectatori, fiindcă mai avem un minut, un gând de suflet, un mesaj prin care vreți dumneavoastră să vă exprimați tot ce simțiți acum, în acest moment, înainte de alegeri, înainte de ce se va întâmpla, vă rog. Ca să spun în 2-3 cuvinte, da. Nouă ne trebuie baza ca să putem să construim baza aceasta, avem nevoie de un singur lucru. Noi, ca oameni, trebuie să fim un pic mai buni. În punctul în care suntem acum, ar trebui să facem un pic efortul ăsta, că dacă îl începem, după aceea va fi mult mai ușor. Adevărul acesta este și subscriu la ceea ce ați spus. În momentul în care oamenii uită de răutăți, de invidii, de gândurile negative, lucrurile vor merge mult mai bine și mână în mână cred că vom putea crea acel viitor despre care tocmai spuneam puțin mai devreme. Vă să mulțumesc. Ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Să ne ajute Dumnezeu, domnul Radu. Vă mulțumesc foarte mult pentru și participare. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și fiți cu ochii pe Zărnești, fiți cu ochii pe acest tânăr care își dorește să schimbe lucrurile și eu sunt convinsă că va reuși. Sunt Irina Palade, toate cele bune, până data viitoare, la revedere!